Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care vă voi spune cum anume vă puteți conecta controllerul de la PS4 pentru a juca jocurile de pe Steam pe calculator. Da, chiar se poate face acest lucru și acest lucru este facilitat chiar de către cei de la Steam. Cu o anumită setare dumneavoastră vă puteți conecta controllerul, așa cum vă spuneam, de PS4 pentru a juca anumite jocuri. Dacă sunteți obișnuiți cu jocurile pe acea consolă și faptul că vă jucați de la tastatură vă vine într-un fel incomod, atunci vă puteți conecta acest controller pentru a juca jocurile de pe Steam. Astăzi vă voi prezenta metoda prin cablu, deci dumneavoastră trebuie să vă conectați la calculator controllerul printr-un cablu USB, iar în zilele următoare, dacă sunteți interesați, voi prezenta și metoda prin care puteți conecta controllerul prin Bluetooth, în felul acesta să puteți juca cu acest controller de PS4 și jocurile ce nu le aveți pe Steam, pentru că sunt și jocuri ce nu sunt pe Steam și puteți să le jucați și pe acestea dacă instalați o anumită aplicație despre care o să vorbesc, așa cum v-am spus, în zilele următoare, în funcție de interesul pe care îl prezentați. Dacă vreți să prezint acea aplicație, lăsați-mi un comentariu în rubrica de comentarii și voi face un video tutorial și despre aplicația DS4, aplicația cu ajutorul căreia vă puteți juca jocurile non-Steam cu controllerul de PS4, acesta fiind conectat la calculator prin intermediul Bluetooth. Bineînțeles, puteți să conectați și prin cablu în momentul în care calculatorul nu are această opțiune de Bluetooth, dar pe laptopuri puteți să jucați aceste jocuri non-Steam cu ajutorul controllerului de PS4, așa cum vă spuneam, fără să fiți conectați prin intermediul acestui cablu. Haideți să nu mai lungim acest video tutorial și să începem prin a deschide contul de Steam, după care va trebui să mergem aici în partea stângă la Steam, să mergem la Setting, să mergem la Controller și după aceea să mergem la General Controller Setting. În funcție de controllerul dumneavoastră, trebuie să bifați aici anumite căsuțe. Eu vă recomand să bifați căsuța pentru PlayStation, să bifați căsuța pentru Xbox, dacă controllerul dumneavoastră este de Xbox, să bifați și această căsuță și aceasta. Citiți aici ce înseamnă bifarea acestor căsuțe. Eu nu am conectat controllerul la calculator, acum îl voi conecta, am făcut acest lucru și veți vedea că controllerul meu este recunoscut. Îmi spune că folosesc controllerul pentru acest cont Ale Play și vedeți și aici controllerul de PS3 în cazul meu. Eu nu am un PS4 și nu am niciun controller de PS4, nu am un joystick de PS4, de aceea fac această demonstrație cu un controller de PS3. Acesta nu funcționează pe Steam, trebuie să aveți un controller de PS4. Deci aceste setări pe care le vă face sunt valabile doar pentru cei care au controlere de PS4. Vom merge aici la Preference și avem grijă ca acest buton să fie pe On, după care dăm Cancel. În cazul în care nu v-a fost identificat controllerul, apăsați aici pe acest buton de identificare, Calibrate în momentul în care doriți să calibrați anumite setări ale controllerului și aici apăsați butonul de Full Control. Voi închide această fereastră pentru că asta este tot ce trebuie să faceți. Apăsați butonul OK. În momentul în care dumneavoastră folosiți un controller, ar fi bine să mergeți și să folosiți pictograma mare, să spunem, sau poza aceasta mare, pentru că este mult mai optimizată pentru controlere. O să vedeți imediat că puteți folosi mult mai simplu controllerul pe această funcție. Vedeți că în această funcție controllerul poate să vă ducă în orice opțiune. Dacă doriți să ieșiți din această funcție, este de ajuns să dați Exit Big Picture, dar așa cum v-am spus, trebuie să fiți în această opțiune pentru a putea folosi controllerul, pentru că această funcție este optimizată pentru aceste controlere. În momentul în care dumneavoastră ieșiți din această funcție, nu o să puteți să folosiți foarte bine controllerul. De aceea, foarte important este să intrați în această funcție de Big Picture și, după cum vedeți, controllerul dumneavoastră este funcțional și puteți să mergeți și să folosiți toate aceste setări fără nicio problemă. Vom merge la Library și aici aveți toate jocurile dumneavoastră pe care le puteți juca În cazul meu acestea sunt, în cazul dumneavoastră cu siguranță jocurile vor fi altele. Cu speranța că acest videoclip v-a fost de folos și acum știți cum anume să conectați controllerul la contul dumneavoastră de Steam pentru a putea să jucați jocurile de pe Steam cu ajutorul controllerului de PS4. Vă invit să dați și dumneavoastră un like la acest clip. De asemenea, dați share și distribuiți-l pe grupurile pe care vă aflați pentru a afla și alte persoane despre aceste informații pe care eu le prezint. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta vei ști când încarc un clip pe acest canal.